numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea Sfântă Treime, îți jertfim calea Sfintei Cruci, ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgatoriu. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 1. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Iisus, Sfântul Sfinților și Regele Regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spini, este osândit de făptura sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri, eu m-am făcut de 1000 de ori vrednic de moartea aceasta prin păcatele mele. Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci pe Sfânta Ta cruce după ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia crucea pe umerii Săi ca pe un steag al luptei Sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea Ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci mi-ai sfânta ta cruce, sfântată lumea. Iisus cade istovit din pricina sângelui ce l-a pierdut, împovărat de păcatele ce apăsau crucea. El cade pentru a mă curăți de păcate și pentru a mă păzi să nu cad din nou în ele. Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine până la sfârșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! A patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus, având crucea pe umeri și cu una de spini pe cap, o întâlnește pe Maica sa mâhnită. Ce durere pentru inima dumnezeiască a Fiului și pentru inima duioasă a mamei! Iisuse, fă-mă părtaș de durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și Maicii tale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi! Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață să-L iubească precum și să ducă crucea din dragoste pentru dânsul. Iisuse, dă-mi harul ca prin crucea ce mi este dată să cunosc cine ești, să învăț să te iubesc și să rapt orice suferință din dragoste pentru tine.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus, iar el, din recunoștință, își întipărește chipul pentru totdeauna pe marama ei. Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade și peste el cade crucea care îi apasă mai adânc spinii în cap, pricinuindu-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit dureri atât de mari. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 8-a. Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fiicele ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi să vă plângeți și pe copiii voștri. Căci de se fac acestea cu pomul cel verde, ce va fi cu cel uscat? Iisuse, Tu ești pomul cel verde și eu cel uscat, vrednic numai să ard în iad.
Dă-mi harul unei adevărate convertiri și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața veșnică. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și îl bat șocoresc necontenit până la Golgota. Iisuse, ce rușine și durere ai suferit pentru mine! Dă-mi harul ca din dragoste pentru tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a te urma. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne! Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus este dezbrăcat de hainele sale și îi se dă să bea fiere și oțet. Hainele îi se scot și astfel se redeschid rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin firea amară și prin oțetul acru a ispășit păcatele noastre de lăcomie. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Prin rănile mâinilor și ale picioarelor,
El suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, Iisuse, și pironește-mă pe crucea ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După ce a rămas atârnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. Iisuse, fă ca moartea ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile mele rele, ca să trăiesc numai pentru tine și la sfârșit să ajung printr-o moarte sfântă la viața veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 13-a. Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus este luat jos de pe cruce și depus în brațele Maicii sale prea îndureroate. Sfântă Maica lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă, să ții în brațele tale trupul dumnezeiescului tău fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui din care mai curgea sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, așa acum și în ceasul morții mele. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat.
ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Trupul preasfânt al lui Iisus este pus într-un mormânt nou și curat. Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie și să te primesc cu vrednicie și evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 15-a. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Trupul preasfânt al lui Iisus, ferit de descompunerea morții, iese triumfător din mormânt. Iisuse, dă-mi harul ca moartea păcatului să nu descompună trupul și sufletul meu, dar puterea harului tău să-l readucă mereu la viață printr-o spovadă bună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Doamne, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău prea iubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința prin acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească, prin Hristos Domnul nostru. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.